că singurele ființe care se bat din motive ideologice sunt oameni. Eu până nu vedeam sânge, nu puteam să mă potolesc. Vă e frică de viitor, de ce anume vă e frică? Dar am să fac în așa fel încât să te omor tu singură. Violența în cuplu îmbracă foarte multe forme. Și copilul meu era în pat și el și-a bătut joc de mine jos. Consecințele încălcărilor nu există. Cu siguranță unii folosesc violența ca pe o strategie. Violența face parte din natura omului. Sunt avocații dumneavoastră, medicii dumneavoastră, cei care vă pun muzică la un club sau, nu știu, cei care vă popsesc sau spală mașina. Este decât o chemare, un ideal, o pasiune. Bullying-ul este întâlnit în fiecare zi, din păcate. Se adună stresul și explodezi. Frate, trebuie să am o armă în buzunar, dar în schimb l-am pus de iubita mea la cap într-un exces de furie totală. Dacă voi fi nevoit să mă apăr, mă voi apăra. Au făcut concedieri individuale în număr de 19 pentru a fi la limita concedierii colective. Am să-l urmăresc la următorul angajator și am să-i dau numai avize negative. Nu am simțit niciun fel de solidaritate cu colegii de muncă. Fiecăruia i-a fost teamă să nu-și piardă serviciul. Sunt angajat în acte, dar fizic nu sunt chemat la muncă. Ea se întâlnește în toate companiile, în toate societățile, fie că sunt cu capital de stat, fie că sunt cu capital privat, nu are importanță. În opinia mea, asertivitatea aceasta a fost hrănită și de mass media.